Salve, Dottor Lomé, Shibi de Manga, si la 1 episode de... Ghiciți ce? De Mafia 2, bă, fraților! Hai să continuăm jocul ăsta pentru că știți că voi vreți să îl câștigați și chestii de genul. Așa că o să-l câștigăm. Suntem în noua noastră casă, aparent, pentru că din ce 30 avem o nouă casă. Din videoclipul acela în care ni l-a dat atunci avem o nouă casă, deci hai să-l vedem. Deci ce sună? Sună telefonul, nu-i telefonul? Nu-i telefonul, am uite-l aici. Hello. Hey, Vito, it's Eddie. Hey, Eddie, what's up? I need you to come over to Joe's right now. Yeah, oh, okay, all right, what's happening? I can't tell you over the phone. All right, I'll be right there. Așa. Meet Eddie at Joe's right... Oi, ok, hai să mergem să ne îmbrăcăm. Unde e? Ah, aici. O să ne luăm ăsta, casual. Așa să fim mai casual îmbrăcați. Și ce haină să... ce mașină să ne luăm? Oh, bine, bă! Hai că ne-o dat pe spate o leacă. Avem mașina lui... cum îl cheamă ăla? Lui... ce? Am călcat un câine cumva? Nu, 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 nu porni melodie, nu! Dacă îmi dă strike și nu mai câștig bani, vă bat pe toți ăștia care îmi dați copyright, bă, vă bat! Adică bine, îi bat pe aia care au făcut melodia, pentru că o să, dacă detectează ăla de la YouTube, melodia o să... nu o să mai câștig eu bani de pe video și o să câștige ăia. Bine, nu că ar câștiga eu $1,000,000. Glumea, mă, ce aveți. Luați-mi banii, n-aveți decât. Rămân și o sărac, nu mai câștig bani, gata. O, mă, că glumeam. Absolut niciun ban nu câștig eu din videoclipul ăsta. Adică câștig eu din videoclipul ăsta. Cât 15 cenți. Nici 15 cenți, mă, am bogățit eu cu 15 cenți de pe videoclipul ăsta. Nu serios, dar cred că salariul meu pe lună din YouTube, dacă chiar aș mai face YouTube pentru bani, ar fi undeva salariu, deci să fim serios, salariu, ar fi de un $2 pe lună pe acolo, cred că $2 pe lună, dacă aș posta, cum postez acum, dacă aș posta 50 de videoclipuri pe zi, cred că ar fi acolo un $10, m-aș îmbogăția, aș mânca pentru... Speeding vehicle? Măcar avem $11,000, hai să fim serioși, dar nu vă rog, nu vă băgați în mine, vă rog, nu vă băgați în mine. Ok, nu vă băgați în mine, sunt plătesc amenda, dar sunt serios. Scuze, frate, hai, spătesc, nu vreau să ne... Așa, gata, boss. Nu vreau să mă urmăresc cu poliția cu mașina asta, că n-am chef după aia să bag în ea bani de reparație, plus că am $11,000 de regulă. Nu știu de unde am, dar totuși am. Deci, da. Așa, să-mi limitez la 40 de kilometri, acum când iau curba asta. Perfect. Deci, hai să vedem. Unde trebuie? A, la Joe acasă? Ok. Da, să parchez cu spatele. Aici o lăsăm. A, ce o lăsăm? A, ce cu tine? Perfect. Hai să mergem acolo unde trebuie. Man, I went on with a baseball bat and they looked like they were scared till yesterday. Fellas. Oh, hey, good morning, Vito. Marty, what are you doing here? Joe said you needed help. And since I did good with the greases, he said he'd take me along again. Take you along again for what exactly? They're waiting for you. Yeah, well, I'll talk to you later. Yeah, that's my man Vito. Morning, Mr. Falcone. Hiya, Vito. Take a seat. Take a seat. Hey, guys. So what's happening? I heard how you got rid of Luca, Vito. Good job. Thanks to you, we now have proof that Clemente was behind the attack on our guys. We couldn't do anything to him openly until now. He just cut his own throat. Skip. To Marty of the Empire Arms Hotel. Hey, hey, Joe. So, what kind of job is it? The kind you don't need to know about. Yabish. Okay. But hey, if you need it, I got my piece. Right here. All right, slow down, Billy the Kid, all right? It's not gonna be necessary. Let's just go.
Del pole. Îmi place fața mea așa de serios. Eu sunt mustăciosul serios, ce știți voi. Merem cu... să nu spui că mergem cu mașina din garaj. Oh, dar nu-i mașina rea, dar eu vreau pe aia. Deci nu trebuie să merem. Bă, sper să nu fie misiune lungă. Opa. Intră, intră, intră. Hai, intră. Stai să opresc melodia, că nu mai câștig milioane de dolari de pe videoclip. Stone Cold busting it up on the way there. This is our getaway. Plus, I'm pretty sure that explosives and car crashes don't go together. Explosives? Yeah, for a little fireworks show. Forget you heard that. We're going to the Empire Arms Hotel. Park in the underground parking lot and use the back entrance. Nice. Bă, deci misiunea mai interesantă? Mergem într-un hotel și plantăm o bombă. Nice! În sfârșit o misiune mai interesantă. Mă bucur să aud chestia asta. Dacă e o misiune prea lungă, o să fac misiunea din două episoade. Gen, dacă o să fie mai lungă un episod de 15 minute, o să fac misiunea din două episoade. Să țineți minte, bă, băieților. Vreau să vă țin în suspans. Chiar vreau chestia asta. Sunt un malefic. Muhaha! I already told you everything you need to know. Hey, I'm you know, I'm just curious, you know? All the secrets. Marty, all the secrets. Are you trying to hit every fucking car? The less you know, the better off you are. And if you keep asking questions, I'm just gonna have to find somebody else to drive us next time. Okay, okay. No more questions. Sure. What do you got? An aversion to red lights? Take your fucking foot off the accelerator. Sorry, sorry. Marty. All right, sorry. Not another word. Cross my heart. Sunt curios ce face Matei ăla cu noi, că vedeți că luăm și pe el cu noi, nu? All right, here's the hotel. The entrance to the garage is on the other side. In there. And hey, we gotta leave all our guns in the car. The last thing we need is one of Clementi's goons searching us and finding them. Parcă mace. Hai să ieșim afară. All right, Vito and me, you'll go in and do what needs to be done. You wait for us here. You hear a big boom, start the car up, because we're gonna need to get the hell out of here pronto. And you won't need that gun unless somebody follows us. That should happen. Okay, okay, I got you, Joe. Clemente rented the entire 18th floor, the third one from the top. There's a couple of suites and conference rooms up there, and guards. So how are we gonna get up there? Around the back, through the laundry room. What, you wanna wash your shorts before we do this? Wise ass. The meeting hasn't started yet. Asta mușcă din asta. We'll grab some hotel worker uniforms. Then we'll go do a little cleaning upstairs. Seriously? When did you become the smart one? Fuck off. There's supposed to be a guy with... Okay, skip. Find the cleaner's uniform. Hai să găsim. Shit, it's closed. The idiot was supposed to leave it open for us. Merem pe aici atunci. Aici? Ah, nu, stai. You need the cleaner uniform. Ok. Uite, mă. Aici sunt uniformele. Look, I'm really sorry I couldn't get here sooner. Another minute, you would have been late to your own damn funeral. Sorry, I was... All right, enough. Just get the hell out of here. See? I got it all under control. Come on, let's go pick up our uniforms. Hai să le picăm. Să le picăm up. Pick up. Uite, astea-s. Vito, one more thing. Here, put this on. Are you fucking serious?
so nobody recognizes us. Just put it on. Great. Nu spune că avem mustață. Opa, avem mustață. Hai să vedem. Clean up this fucking mess, you idiots. Hai să vedem. Clean this shit up, will you? Somebody's gonna slip and break their neck. Maker. Let's go. Move it. Oh my god. Hey, you two. You got some more work upstairs waiting for you. Get moving. Hey, Richie. Come with us. That was fucking Henry. Yeah. All right, come on. Let's get up there before he gets back. No. Gata, am chiulit de la ora de ștergere pe jos. Seen Henry in a while. Hasn't changed a bit. Yeah. I hope he don't come back before we do our thing. Henry's good people. Even if he does work for Clemente. Yeah, but what if he does? Don't even think about that. I feel like an idiot with this thing on my lip. Yeah? Well, what if we run into somebody we know? This way, they won't recognize us. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de fucking Mafia 2. O să ne vedem data viitoare. Bye, bye.